Așa cum puteți vedea pe acest ecran, sunt deja primele imagini, așa cum va arăta Spitalul Metropolitan, care va avea circa 1000 de paturi pentru pacienți. Din aceste paturi, 750 vor fi pentru spitalizare continuă. Demarăm lucrările propriu-zise în martie anul viitor. Avem deja studiul de fezabilitate realizat de către două companii. Vor fi 30 de săli de operații, vor fi câteva corpuri importante de clădire, un turn de 12 etaje cu heliport, un alt turn de 7 etaje, încă unul de asemenea. Vor fi mai multe funcțiuni în afară de spitalul propriu-zis pe care îl puteți vedea și pe această machetă. Va exista de asemenea posibilitatea de cazare pentru rudele celor care sunt bolnavi și tratați în Spitalul Metropolitan, de asemenea pentru medicii care lucrează în Spitalul Metropolitan. Țin să precizez faptul că vom crea 1300 de noi locuri de muncă, dintre care 1100 vor fi chiar medici și asistenți, restul personal tehnic. De asemenea, va exista o grădiniță, o creșă și alte funcțiuni absolut necesare. Cum se poate foarte bine observa din această machetă, nu este vorba despre un simplu spital, ci este vorba despre un complex de sănătate care va cuprinde, așa cum se construiesc acum centrele de sănătate din întreaga lume, toate funcțiunile necesare, inclusiv campus pentru studenți. Construcția spitalului va fi finalizată în 3 ani de zile. Costul este unul mic comparativ cu prețurile actuale ale construirii unor unități de sănătate din acest moment din țară și din Europa. 400 de milioane de euro pentru circa 1000 de paturi este un preț foarte bun, foarte corect, și vom fi atenți la fiecare cheltuială.